mai aflu despre privatizarea spitalelor, cărora se opun sindicate sau mai știu eu cine. O altă minciună. Este vorba de transformarea spitalelor în societăți comerciale sau în fundații pentru a putea avea acces la credit, la credite, funcție de cifra de afaceri pe care o realizează, în așa fel încât să poată să-și achiziționeze și singure, nu numai din bani de la bugetul de stat, echipamentele necesare unei asistențe medicale de calitate.